Nu vine să cred. What the? Oh my god. Salut, bă, șacalilor, ce faceți? Ca să începem videoclipul frumos, mă dau deoparte să vedeți o pisică ce face. Mă, dă-te mă jos de acolo, mă, că vreau să filmez. Nu, ea n-are treabă, mă, ea se urcă pe unde apucă. Prieteni, înainte să înceapă videoclipul, vă rog să activați clopoțelul ăla pentru că, bum, statisticile se duc toate în jos, videoclipurile se merg din ce în ce mai prost pentru că YouTube nu trimite notificări și nu vreți ca YouTuberul vostru preferat să nu mă facă să râdeți. O zi măcar. Ok, s-a speriat și Yuki când am făcut așa. A plecat, a fugit, de-aia n-am prietenă. Când s-a speriat așa și a fugit. Astăzi o să ne uităm la 25 de oameni neobișnuiți care arată ca și cum ți-ar putea lua respirația. Dacă vrei haine și sneakers super cool, intră pe Footshop și alege orice produs îți place. Găsește mărimea, adaugă-l în coș și bagă codul SNEAK pentru o super reducere. Link în descriere. Eu zic să lăsați un like, mă dau mai în stânga frumos și începem cu prima poză. Ce morți. Ok, la asta nu mă așteptam, frate, să mor. Să mor. De trei ori să mor. Prietene, ochiul ăsta, știi cum e, zici că ai mare așa, stai nisipul, știi cum ar veni să mor dacă te mingi. Băi, băiatule, mă simt un pic înfricoșat, dar adică nu știu, e ar fi ciudat. Bine, știu că mai e boala aia, frate, nu știu cum se numește acum, că îmi scapă, de ai un ochi de o culoare și alta de o altă culoare, știi? E mai ok, bă, dar să vezi așa să mor, zici că s-a amestecat tu ochiul așa, știi? Știi cu lingurița cum îți amesteci cafeaua și a ieșit așa, știi, la sfârșit. Da, e bine că eu am ochii căprui sau negri, nu știu cum Dumnezeu i-am. Lăsați voi un comentariu ce culoare aveți la ochi. Deschiderea la poza asta e că nu mă băga în seamă, doar mă încarc, știi? Pentru că tipa se încarcă, efectiv, își încarcă brațul la o priză. Adică la modul chiar și îl încarcă, știi? Gen, la modul bagă degetele în priză. Bă, frate, tipa asta are o mână bionică, adică e o mână bionică, frate, zici că e cyborg din Tinerii Titani, frate, bă, e cool. Bă, nu m-aș putea speria de cineva să am o cunoștință așa sau să zic, bine, ok, frate, numai că ar fi ciudat să stai așa lângă ea și să facă bip și să ridice așa, bro, să dea, te-ai dus, știi? Sau să dea așa noroc cu tine, știi, să facă, te rupe așa mâna, știi? Da, asta ar fi nașpa, frate, asta chiar ar fi aiurea să îți rupe așa de nu. Pe de altă parte ar fi mișto să zicem că ești la liceu, la facultate, unde ești tu și nu mai ai baterie la telefon și zici, hei, Maria, pot să-mi încarc și un pic telefonul la mâna ta? Sigur, și tipul ăsta ce are o boală numită anisocoria, frate, și că o pupilă îi merge, dar cealaltă e fixată un loc, frate, într-un loc, știi cum ar veni? Bine, eu n-am văzut prima oară chestia asta cu ochii, am zis că are o problemă cu nasul, dar aparent e cu ochii, n-are nimic cu nasul. Bă, dar nici asta nu e așa de rău, numai că știi cum e să nu se uită cu ochiul ăla, știi, mai mare la tine, că atunci chiar că te-ai oprit. Deci dacă omul e nervos sau ta cu ochiul ăsta mai așa la tine, știi? Te-ai înlemnit acolo, ești pe cruce, ești mort, te-ai dus. Tipa asta e model și că a fost votată femeia cu cea mai neagră piele din lume, frate. Chiar că e neagră, știi? Mă, nu fac, nu rasism, no man, no rasism, știi? Dar știi, noi le zicem negri, frate, dar nu sunt negri, sunt maron, ne zicem negri că au pielea mai închisă față de noastră, dar tipa asta chiar e neagră, adică pe bune. Frate, chiar arată fain, eu nu sunt rasist, n-am nimic, numai că ferească Dumnezeu să joci vața ascunse la pentuneric, știi? Cum mai jucam noi vara după, așa, pe la vreo 10 seara, atunci, a câștigat. Câștigă. Bă, ci că tipul ăsta are o problemă cu pielea, frate. Și dacă apasă mai tare, efectiv îi rămâne ca o cicatrice, frate. Și omul și-a scris Reddit pe mână. Tu-ți dai seama cât de tare. Oarecum nu-i tare că dacă te-a prins cineva un pic mai tare de aici, știi, direct ești roșu. Bine, asta e un pic aiurea, recunosc. Dar frate, tu poți să ai tatuaje zilnice, bă, orice vrei tu. Depinde de dispoziția care mă aștrezi dimineața. Eu mai scriu, dacă aș fi supărat, mi-aș scrie așa, măta, știi cum ar fi, bă, și dacă mă enerveam, e așa, e din măta, știi cum ar fi. Bă, ce e teva? Măta, mă, știi, gen de alt. Dacă mă aștrezi dintr-o dimineață și mai supărat, mi-aș scrie morți, mă, știi, mi-ar veni, bă, ce fac, bă, morți, mă, știi cum ar fi. Dar ce e așa, morți, mă, știi, nici la asta la discuție. Mai țineți minte acum vreo 40 de secunde că v-am zis că femeia aia e cu cea mai neagră piele din lume. Ei bine, dacă mă dau mai așa, bum. Da, el e Edam, ci că băiețelul cu cea mai neagră piele din lume. Și când zic cea mai neagră, e cea mai neagră piele din lume. Și eu m-am gândit că tipa aia chiar e neagră. Dacă îi pun pe amândoi așa pe ecran, uitați-vă leacă, frații mei. Adică pe bune, adică să mor, că aia nu-i nimic, frate. E ciocolată cu lapte, omul meu, ăsta micu. Păi omul meu e dark chocolate de ăla, știi cum ar veni, cu 95% ciocolată. De așa super amară, frate, în genul ăla e. Bă, dar e așa drăguț, frate. Zici că nici nu e omuleț, frate. E super simpatic, e super negru, dar e super simpatic, știi. Dar bulangioaica de măsa, ce-o făcut? Eu la haine
albe, știi, ca se vadă contrastul, știi, că zice, morțime, dacă tot am cel mai negru băiat din noi, păi să se vadă, bă, să se vadă. Nu să aibă un pic dintr-o gamă de asta mai închisă, știi, nu, eu făcut contrastul ăla puternic, de mă dor ochii, de zic că zici că e jumate în rai, jumate, știi ce zic? Frate, omul ăsta s-a născut fără degetul ăsta, frate, adică la modul așa, frate. Bă, ești vai, doamne. Tu-ți dai seama, frate, păi încearcă un pic să-ți ții pe ăsta așa, să încerci să prinzi ceva, frate, vezi că te doare aici, tu-ți dai seama că omul ăsta nu poate să prindă așa nimic, sau nu știu, e super greu. Ai de cap la asta, chiar că mi-a luat respirația pe bune. Păi mulțumim lui Dumnezeu că ne-am născut sănătoși, că suntem bine și că suntem astăzi în fața unei camere și vorbim singuri. De vreo câțiva ani, mă rog, nu sunt nici eu chiar așa, bine că-s nebun, dar mă rog. Fiecare om are problema lui, știi, fiecare unul cu piciorul, unul așa, altul e nebun, eu-s nebun, am nebunit, am luat-o pe cu clar, când am visez, vorbesc singur, nu știu cum am. Nu-mi vine să cred, what? Oh my god! Băi, omule, 6 degete la 2 mâini, nu că ai cu un deget mai puțin sau că unul e mai mic sau așa. Omul ăsta s-a născut cu 2 degete perfecte în plus. Ferească Sfântul și Dumnezeu. Bine, mă rog, măcar arată așa, știi? Așa arată degetul, așa el cu 2, știi? Gen, bum! Băi, omul meu, când e nervos pe tine, nu ți-o da așa cu data, omul nu ți-o da așa, știi? Gen, s-o iei ca lumea, să știi că ți-a dat-o bine, știi? Jur, frate, tipul ăsta l-am trecut și pe băiețelul ăla super, 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 super negru, știi ce zic? Adică, pe bune, 12 degete bate un băiețel negru, știi ce zic? Îți dai seama când faci așa, se mai vede unul în plus. Știi ce zic? Degetul tipului ăsta se face super alb când este puțin frig. Bă, zici că l-a bat în gălbenuș de ochi. Uai de capul meu, zici că îi mor de jumătate de ani deget. Să mor dacă nu, zici că vai de capul meu, ferească Dumnezeu, bat. Băi, băiatule, nici dacă îl țin așa un pic apăsat, știi, nu e așa, uite că își revine, știi, dacă îl țin așa un pic, dar lui ăsta să mor, frate, ce dumne, l-a dat cu var, cu trafalet, ce i-a făcut? În afară că e puțin ciudat când este frig și când pe tot parcursul de toamnă, iarnă și jumatea primăveri, e ok, nu-i nimic, adică nu se observă. Am fost născut cu o cicatrice pe ochi, frate, ma, deci zici că-i... Băi, zici că e asta, galaxia Androneta, zici că să mor, zici că e gaura neagră acolo. Bă, dar cum arată, bă? Frate, oamenii ăștia pe lângă că au pățit asta sunt foarte special, bă, pe bune, păi să te enervezi așa, știi, să fii nervos așa pe cineva, știi, să-l aștepți, tu taci așa, te uiți în ții ochii închiși. Bă, și începe așa să-i tremure capul, știi cum ar veni, știi, cu ochiul ăla, știi, știi, care așa, de-aia pe el face... Morți-mă-ti. Deci să aibă cicatrice aici, știi? Imaginați-vă cicatrice. Tu morți-mor. Nu, pe bune, arată incredibil, serios. Chiar mi-aș dori, mi-aș super dori. Mi-aș, pe bune, chiar așa aici, pe vertică, ori diagonală, da. Pe bune, să mor, da. Tipa asta a intrat în cartea recordurilor pentru că are tatuat pe corpul ei 96%, frate. Deci 96% din corpul ei e tatuat. Și vă zic care e 4% de n-a putut să-și tatueze. N-a putut aici pe unghie, că nu merge, crește, unghia nu poți, da. Aici pe ureche o să-și facă, cred că în curând. Și pe dinți, atât, da, îți jur, pe viața mea, că în rest nu mai are loc să nu fie tatuată. Deci dacă mă uit la ultima poză, zici că e Navi, frate. Zici că e de-aia din Avatar, pe bune, zici, să mor dacă nu e așa cu albastru, jur. Bă, și-a tatuat femeia mea și aici, frate, gaura asta așa de ochi aici, știi, cu ar să nu rămână pe os, bă, pe os, bă, că aici ai os, acum simt, bă, ești prost. Mamă, păi să-ți bată cineva așa cu acul ăla, să-ți, bă, na, păi, dar când îi trăgeam așa, făceam și eu cu mână bionică, făceam te îngătu, mă, nu te atingi tu cu acul aici în zona mea, păi cum? Prieteni, știți când vă puneți o lumină pe degete, vedeți așa, știți, vedeți un pic mai roz prin ele. Ei bine, tipul ăsta vede prin tot degetul, adică își vede venele, frate, n-ai cum așa cea, că zici că e ca bluza de pe mine, că... Și că lui tipul ăsta îi se pune praful peste tot pe mână sau, mă rog, murdăria în afară de cicatrici, frate, dar eu nu înțeleg cum e posibil. Adică, frate, te freci așa, știi, de o foaie de aia cu mult creion de la și nu ți se pune, adică nu înțeleg de ce, aia nu-i piele, adică... Să mor, mamă, ci că tipa asta, nu știu, a trebuit să-i scoată ochii, cu a avut ceva, nu știu, probleme, știi, așa, de operații de-astea. Și ci că doctorul i-a făcut un cadou și a pus o chestie de-aia, frate,
Păi Bulagiu, dă stai cadou, mă fut. Bă, ratangiule, mă, dar lasă-mi, mai bine îmi lăsa gol, ai bine, nu-mi lăsa, mai bine să nu-mi lase gol, nici chiar așa, dar... Lăsa-i cadou, mă, Bulagiu, măcar de-mi puneai o flacără, știu ceva, steagua mea, nu știu, ceva altceva, dar de-mi pui o roată, frate, să mor. Păi ce fac, mă, cu roata mea, mă, pun la căruț, ce cu fac, nici nu-mi văd căruța, că n-am ochi, ce cu fac, nici măcar nu știu ce am acolo, că nu văd, Doamne, ferească, Dumnezeu. Da, mă, prieteni, mă, cam ăsta a fost episodul, cam ăștia sunt oamenii, cei mai cu, bine, cred că ori mai fi, dai seama, ăștia declarați făcut cu poze, știi, dar câți ori mai fi, eu, trebuia să mă pună și pe mine acolo. Copil de 19 ani din Bacău vorbește singur de 7 ani, de când... Mă găseam eu acolo, salutare toată lumea și bine v-am găsit, și bine v-am găsit, și bine v-am găsit la un nou. Abă șacalor, ce să zic, Doamne ferește, dar să-mi lăsați voi în comentarii dacă aveți vreo problemuță din naștere sau vreo cicatriuță, să cum știi că noi ne facem așa pe tema episodului, spunem și noi ce avem, uite, eu sunt prost și nebun. Eu am zis-o, acum voi. Nu uitați să mă urmăriți pe Instagram la Sniculeț, că mulți nu mă urmăriți și sunteți, uite așa, bulangii. Să cumva am disactivat și clopoțelul, știi că trebuie neapărat, știi ce zic? Și bineînțeles, dacă v-ați uitat tot videoclipul și încă sunteți aici și nu v-ați abonat, să o faceți. E a doua oară când zic asta în viața mea, dar ce să zic, o fac și eu. Aveți grijă de voi, ne vedem de acum în fiecare miercuri și sâmbătă la ora 2 neapărat. Râdeți, fiți fericiți și spălați-vă pe mâini. Cu toată chestia asta, coronavirus, dar doar mai spălați-vă pe mâini, atâta. V-am pupat! Pa, bă!